Într-o zi telefonez la un minister. Mi se spune, stați o clipă, vă rog, să-mi scot mănușile ca să notez. Mi se spune de la celălalt capăt al firului. A venit asistentă socială după câteva zile, așa e sistemul la ei, și primul lucru s-a dus și a dat termostatul la 18 grade și a spus niciodată să nu dai mai mult de 18 grade, ăsta e maximul. Sunt Florentina Cernat. Sunt Florin Bărbuță și ascultați La Cafea în studioul mic. Doar audio. Citisem în, cred că în urmă cu vreo 2-3 ani, o carte și eu am trăit în comunism, se numește. E de fapt o colecție de amintiri a unor mai mulți autori români. Aha, okay. Și îți citesc câteva paragrafe din cartea asta. Stăteam de mulți ani la parterul unei vile unde ne încălzeam iarna la sobe. În ultimii ani, gazele se reduseseră atât de mult încât, dacă voiai să aprinzi arzătorul la sobă sau la aragaz, se forma o flacără minusculă care alerga de-a lungul găurilor din arzător, dar o flacără continuă nu se putea obține. Unii dintre cei aflați în situația asta stăteau noaptea, așteptând venirea gazului, după care începeau să gătească 2-3 ore atât cât era necesar. Și o poveste poate ceva mai amuzantă, e de fapt o frază, așa. Într-o zi telefonez la un minister. Mi se spune, stați o clipă, vă rog, să-mi scot mănușile ca să notez. Mi se spune de la celălalt capăt al firului. Vai. Și mai este una la fel de interesantă. În anii 80 au fost destule ierni în care caloriferele erau golite ca nu cumva să înghețe apa în ele și să presnească țevile. Când mă întorceam din autobuzul înghețat, în mansarda înghețată, aprindeam lampa. Era o lampă veche, cu abajur metalic, solid, vopsit maroniu. Stăteam lângă lampă și mi-încălzeam mâinile, înghețate și ele, la abajur. Era cald, dar nu fierbinte, așa că mi puteam ține degetele învinețite până se dezmorțeau și se făceau roșii. Era singura sursă de căldură din casă. Apoi începeam să mă dezbrac de multele haine de pe stradă și să mă îmbrac și cu și mai multele haine de casă. La culcare mă dezbrăcam de multele haine de casă și mă îmbrăcam cu multele haine de culcare, dintre care nu lipsea o căciulă. Tu ai trăit așa ceva? Am trăit recent, acum 2 săptămâni. Dar la cort, afară, noaptea, erau 13 grade și am dormit îmbrăcată cu multe haine și cu geacă și cu căciulă și am dormit foarte bine. De se poate, adică ne adaptăm. Păi ce da. Face, ne pregătim și noi în iarna asta? Poate nu o să fie 13 grade în casă, dar ne pregătim poate psihic. Zilele trecute o doamnă cerea în magazin, n-aveți hanorace groase de casă, că la iarnă se preconizează că o să fie frig. Și mă gândeam, ia uite lumea, mai ales cei trecuți de prima tinerețe, își amintesc de perioada comunistă. De perioada când era frig în casă, de se pregătesc. Cei tineri, nu știu, nu prea se pregătesc. Cei tineri rămân în tricou în casă. Nu. Dar cred că problema este specială în orașe, nu? Unde, pentru că la țară, zic de părinții mei, ei au cumpărat recent lemne, au dat pentru iarna asta pe lemne, n-au mai așteptat să vină ceea ce se și adoptă zilele astea cu plafonarea prețului la lemne, au cumpărat de 2000 de lei lemne. Și nu a fost cel mai scump lemn, adică că este și ăsta pe diferite tipuri de calitate, dar lemnele s-au scumpit și ele foarte mult. Și cât le ajunge lemnul de 2000 de lei? Mă gândesc că vreo 5 luni, să o luăm așa. Okay. Deci ar veni noiembrie, presupun că vor încălzi puțin, decembrie, ianuarie, februarie și poate și puțin în martie, de cum, da, 5 luni, cam așa, cam atât trebuie să-i țină bine. E relativ ok, dar e un preț mult mai mare decât plăteau în trecut, anul trecut, de exemplu. Nu mai știu, că anul trecut au plătit în jur de 1500 de lei, ceva de genul ăsta. A crescut pentru că, din ce înțeleg, și industria a avut nevoie de mai mult lemn anul ăsta și mă refer la special uite, pe zona asta de confecționare, mese, ce se mai face? Mobilă, da, special pe zona asta de mobilă și pentru că ei de obicei importau lemnul din Belarus și din Ucraina. Okay. Și de asta, acum a rămas cu lemnul nostru, de adevăr s-a tăiat mai mult și Romsilva spune că a tăiat mai mult, dar nu ajunge. Da. Și asta este cantitate mică și cerere mare. Ce se întâmplă? Prețul urcă, asta e.
Așa este, de fapt, un efect al războiului. Au fost sancțiunile și... Aie. În afară este tendința asta de sfaturi cum să economisești energie. Deci n-am prea înțeles-o. De ce? La noi nu e. Nu e niciun fel de sfat și nici măcar nimic din partea autorităților. Da, da. La noi, acum am văzut că au început sfaturi de genul să nu mai stăm în tricou în casă, să stăm în training și în blugi, a spus ministrul zilele trecute. Și temperatura asta optimă, de care se tot vorbește, 19 grade, 20 de grade, când vorbesc cu cineva, nu știu, să spunem cu părinții mei, ei spun, 19-20 de grade, în niciun caz, la mine în casă trebuie să fie 23-24, așa mă simt eu bine. Și 19 grade ăsta, cred că e relativ, cum îl percepe fiecare. De exemplu, cineva se simte bine la 19 grade, cineva nu se simte. Ține și de casă. De exemplu, dacă pereții sunt reci, 19 grade se vor simți foarte rece. Dacă pereții sunt calzi, 19 grade în casă e bine. Ține mai mult de percepția omului, cum percepe omul temperatura. Am fost ieri la lansarea unei cărți despre eficiență energetică în clădiri. Cartea lui Dumitru Chisăliță, un expert în energie. Și el spune acolo că a studiat domeniul ăsta, eficiență energetică în clădiri, 15 ani, până a scris cartea asta. Casele vechi construite la țară erau îndreptate toate spre sud, ca să capteze cât mai bine soarele, să folosească mai mult lumina de afară, căldura soarelui, pe când casele noi toate sunt haotic făcute, nu mai țin seama de chestia asta. Deci el observa că, nu știu, cumva lumea dinainte era mai atentă la detalii din astea când... Când... Nu știu, când spunea mai înainte, la ce perioadă se referea? Mai înainte, pentru casele de la țară. Casele de la țară construite... Pentru că în București, în perioada comunistă, s-a construit haotic, adică fără niciun fel de logică. Am văzut bloc și după aia, din colțul blocului respectiv, pornea o clădire dubioasă. Sau, nu știu, e un haos, am văzut câteva străzi pe aici prin București, extraordinare, adică niciun fel de logică. Da, deci oamenii trecut... Să spunem, prima parte a secolului 20, când se construiau casele la țară, casele care încă mai există și le putem observa, deci oamenii de atunci țineau cont de eficiență energetică în clădiri. Deci era un criteriu important când construiau. Și așa, din start, economiseau consumul și resursele de energie. Eu mă încălzesc cu gaz acasă, am o centrală pe gaz, că așa a fost construit blocul, e un bloc mai nou, nu mai nou, că s-au trecut 10-12 ani de când stau acolo, dar era nou atunci când m-am mutat. Da. Așa, și eu de obicei cred că țin undeva pe la 18 grade, și iar de când am pisicu, pentru că el la căldură prea mare și el se moleșește și trebuie să țin mai rece în casă ca să-l fac să și alerge și trebuie să te alergi cu el ca să nu se îngrașe, se face prea mare. Și am observat că la o temperatură foarte ridicată nu mai pot să gândesc, mai lucrez și de acasă și nu mai pot să gândesc la fel cum lucrez la o temperatură mai scăzută. De asta, de cum spuneai și tu, cred că depinde chiar de fiecare în parte. Da, da. Devenim mai alerți la o temperatură mai scăzută. Dacă ai fost cu avionul, ai văzut că în timpul zborului e temperatura ok. Oamenii se relaxează, se plimbă, dorm. Dar în momentul în care se apropie de aterizare, se face brusc mai rece în avion, ca toată lumea să fie mai atentă. Trebuie să-ți ridici scaunul, măsuțele din față se ridică, deci sunt niște măsuri de a ține omul în alertă, că nu mai e relaxarea aia de croazieră, e ceva de genul treziți-vă că suntem în proceduri de aterizare și se face mai frig cu câteva grade și oamenii sunt mai alertați, nu mai sunt scoși din moleșeală. Mi-am amintit de o altă chestie, citisem, nu mai știu ce carte, când într-o carte a lui Langley, dar nu mai rețin exact, dar citisem acolo și era teoria asta că popoarele din climatele foarte calde, ei luau de obicei decizii mult mai proaste decât din climatele reci și ei au rămas odată surprinși când au venit în Europa nu știu ce fel de delegație și când la negociere au obținut mult mai mult decât dacă făceau negocierile alea la ei acasă sau de fapt la distanță, pentru că le
funcționa mintea mult mai bine și că, băi, eram, mă simțeam mult mai revigorat, adică altfel, altfel discutam cu oamenii și atunci am obținut atunci niște deal-uri foarte bune economice pentru foarte gay. Foarte interesant. Și, și m-am gândit că, bă, s-ar putea să fie un mic adevăr acolo la mijloc. Da, 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 funcționa mai bine. De asta, parametrii de temperatură 18-21 de grade pe care îi recomandă Comisia Europeană și specialiștii de acolo, și parametrii ăștia sunt gândiți și stabiliți în urma unor studii. Încă un exemplu, o prietenă mutată în, în Anglia, în Marea Britanie, a născut. A venit cu copilul acasă, cu bebelușul nou născut și s-a spus să țină temperatura între 17 și 19 grade, ceva de genul ăsta, sub 20. Ea, cu familia de români, cum suntem noi, facem căldură la copil, să aibă copilul să nu răcească, căciulă pe cap. Și a venit asistentă socială după câteva zile, așa e sistemul la ei, și primul lucru s-a dus și a dat termostatul la 18 grade și a spus niciodată să nu dai mai mult de 18 grade, ăsta e maximul. Și ai grijă că data viitoare, scriu aici la caie, data viitoare când vin în control să văd ce face copilul, la asta o să mă uit, că nu este în regulă să fie temperatura atât de mare. Și m-a uimit chestia asta, deci pentru copilul mic, pentru bebeluș, cel mai... Asta era o temperatură optimă. Nu m-am gândit niciodată la asta, uite. Încă un lucru specific românilor, eu nu l-am văzut în alte țări. Facem căldură și deschidem geamul. Da, da, da. E o risipă foarte mare și, și noi făceam asta acasă la noi și când eram mici și mai ales la încălzirea cu lemne. Există riscul ăsta să supraîncălzești soba, să e frig, pui lemne multe, soba duduie, nu mai poți de cald și deschizi geamul și ai pierdut o grămadă de resurse și de căldură până la urmă. Da, da, da. Da. Se poate, dacă nu trimiți indexul, să, practic nu beneficiezi decât de, decât de plafonare, dar nu și de compensare, nu? Compensarea iese din schemă sau se ia... Nu, nu. Nu, nu beneficiezi și de compensare. Se ia estimarea de consum care oricum se face în fiecare lună. Dacă tu trimiți indexul, ți se facturează indexul ăla. Dacă nu trimiți indexul, oricum se face o estimare. Estimarea asta e în baza istoricului tău de consum din, din anii trecuți, din aceeași perioadă a anilor trecuți. Și oricum, chiar și dacă trimiți tu indexul, oricum vine cineva odată la 6 luni să-și citească contorul și se face o regularizare. Chiar dacă... Chiar dacă tu trimiți în fiecare lună, oricum se face regularizarea. Eu nu înțeleg de ce la unele persoane, când a venit regularizarea, a venit foarte mult. Că eu mă gândesc că omul își mai schimbă echipamentele în casă, poate și un frigider A++++ și așa mai departe. Dar nu înțeleg de ce la ei vine, că se ia totuși estimarea din anii trecuți, de ce vine totuși mai mult când teoria trebuie să, fai, să fii mai eficient energetic când îți schimbi echipamentele, nu? Îți cumpără mai multe, poate. Da, sunt mai multe echipamente, da, da. Acum 2-3 ani nu aveam atâtea în casă. Așa e, da, da, da. Dacă stau și eu să mă gândesc, da. Deși încerc să am un stil de viață minimalist, tot trebuie să cumpăr câteva lucruri de care am nevoie. Și așa e, da, că am mai multe în casă, că ba un Chromecast, ba așa și asta, toate consumă, se adaugă acolo la factură. Da, da. Plus că în ultimii ani a fost pandemia și toată lumea a stat mai mult acasă. Și au fost, a fost consumul mai mare de, de curent și căldură decât media ultimilor ani. Și bănuiesc că de-aia a fost și diferența asta mare la regularizări, că într-adevăr au venit, au venit facturi mari. Ce nu, ce nu mi se pare mie ok este că plătim diferența asta, regularizarea, la prețul de acum. Deși consumul a fost pe, pe parcursul la 2 ani sau de când se face regularizarea. Însă, dacă ajungem în situația asta, și noi avem o parte din vină că nu am citit indexul lunar așa cum ar trebui. Da. Eu, personal, nu citesc indexul lunar, dar sunt un exemplu prost. Nu? Nu. Eu fac asta. În fiecare lună mă uit și îl trimit, îl fac acolo în aplicația pentru... de pe în site. Pentru că uit.
Da, sunt un exemplu prost pentru că, uite, nu e ok ce fac, ar trebui să fiu conștientă și conștiincioasă și să trimit. Pe de altă parte, eu am și un consum foarte mic, deci apartamentul mic, consum mic. Da. Adevărul că la același lucru am și eu la fel. Apartamentul mic, consum mic, cred că, nu știu, plătesc 60 de lei pe lună, cam da, asta e 60-65, da. Cred că e maximul. Și vara, când mai folosesc aerul condiționat, mă duc pe la vreo 80 de lei valoarea facturii, adică cam asta e maximul. Adică n-am ajuns la 100 de lei, niciodată n-am plătit, pentru că am consum foarte mic. Mai ajută și faptul că venim la muncă, nu consumăm curent acasă, televizorul, dacă școală, cum nu-l folosesc, este închis. Exact. Deși poate ar trebui să-l scot din priză, dar niciodată nu o fac. Că înțeleg că trebuie totuși scos din priză, că el consumă oricum. Că, na, Da. Mi s-a stricat recent mașina de spălat și mi-a reparat-o cineva și mi-a zis după fiecare utilizare să o scot din priză, că mecanismul ei consumă în continuare curent și se strică, e veche. Și nu m-am gândit la asta. Eu n-am scos-o din priză de ani de zile. Dar eu nu înțeleg de ce eu o scot, că la mine este scoasă din priză. Adică eu o scot din priză și doar atunci când o bag. Fără să mă gândesc la toate astea. N-am știut. Deci pur și simplu nu-mi plăcea mie să văd firul ăla mare, că este și gros, de la mașina de spălat băgată în priză. Cred că mă deranja mai degrabă vizual decât și într-adevăr este scos tot timpul la mine, nu. În schimb, centrala rămâne, pentru că na, și pentru apă caldă, aia n-a ce să fac, trebuie să o țin așa, n-o scot, că până când se aprinde mai durează puțin. Deci iată că sunt greșeli pe care le facem și noi, care la un moment dat vor conta, că bănuiesc că factura asta mica noastră nu o să fie pe vecie. Poate ar trebui să mă gândesc când plec de acasă, primul lucru pe care îl fac, să scot din priză toate echipamentele. Da, exact. Sau de fapt de seara, că nu mai stau eu de dimineață. Seara le-am scos înainte de culcare și măcar știu că rămân cu ele așa și... Ar fi cel mai bine, că ajutăm și la viața lor, durata lor de viață.